Prima etapă a licitației de termoficare a Sucevei a fost anulată din lipsă de ofertanți. Potrivit primarului Ion Lungu, la noua rundă de negocieri va participa și firma Transagent. La fel ca și la licitația de anul trecut, anulată în etapa de negociere directă, singurii ofertanți au fost actualul operator Termica Suceava, societatea aflată în insolvență, care la următoarea etapă a licitației este posibil nici să nu mai participe dacă între timp i se declară falimentul, precum și Termonet, compania înființată de actualul producător de energie termică Bioenergy Suceava, împreună cu compania Elsaco, care a modernizat mai multe dintre punctele termice din oraș și gestionează repartitoarele din locuințele sucevenilor racordați la sistemul centralizat de termoficare. La această licitație s-au depus doar două oferte din cele minim trei necesare.